Eu pe bune vă spun, sursă de inspirație a actualei guvernări este nimeni altul decât Vlad Plahotniuc. Mai întâi au închis proiectul acestuia Prima Casă, după l-au redeschis numindu-l Prima Casă Plus. Anterior au falimentat compania Metalferos, ulterior au înțeles că această schemă aducea bani și acum se gândesc cum să o revitalizeze. Inițial criticau la greu Arena Chișinău, iar după asta, nu doar că petrec acolo mai mult timp decât la muncă, dar s-au inspirat și în an electoral anunță că și ei vor o arenă, de această dată Stadion Național. Iar și mai nou, după ce au interzis prin lege publicitatea la jocurile de noroc, acum vor să o restabilească. Așadar, citim din știre. Reclamele la jocurile de noroc ar putea reapărea în Republica Moldova după ce în noiembrie 2021 Parlamentul a votat interzicerea acestora. Deputații PAS, Radu Marian și Dorian Înstrate au înregistrat un proiect de lege care prevede permisiunea reclamelor și sponsorizărilor pentru jocurile de noroc cu risc social scăzut. Această măsură vine să încurajeze mai multe investiții în activitățile sportive de masă și alte evenimente sociale, citat încheiat. Dar pe timpuri, cei de la putere spuneau cu totul altceva, imediat cum preluaseră puterea. Eu nu vreau ca noi să avem o politică de stat în promovarea jocurilor de noroc, să vedem, Doamne ferește, în asta o sursă de venit. Eu nu cred că asta este viitorul țării. În primul rând, noi trebuie să salvăm populația, să ajutăm oamenii să se apere de această dependență. Noi aici trebuie să ne gândim la sănătatea mentală a populației. Asta noi nici când vorbim despre acciza la țigări, nici când vorbim despre acciza la alcool, noi nu trebuie să vedem ca și stat, nu trebuie să vedem aici sursă de venit. Atunci când omul dă o mare parte din venitul său pe asemenea viciu, pentru că este un viciu, înseamnă că el nu își alocă bani pentru alte necesități. Și iarăși, noi vorbim de pensionari, cazuri reale, care jumate din pensie, la momentul în care o primește, o dă pe bilete de loterie. Asta sunt cazuri din satele noastre. Atunci când oamenii timp de o generație muncesc și nu au mai nimic, principala lor șansă pe care o văd ei, principala lor speranță ca să facă un ban mai mare este, iată, aceste jocuri de noroc. Și asta e marea amăgeală, și asta e marea înșelare. Haideți să lăsăm la o parte toate poveștile lor despre încurajarea investițiilor în activitățile sportive și vom spune lucrurilor pe nume, pentru cei care nu sunt inițiați în temă. Principalul beneficiar al acestei legi propuse de către deputații PAS, Radu Marian și Dorian Înstrate, va fi aceeași loterie națională, acea schemă îndrăgită a lui Plahotniuc, realizată prin intermediul partenerului lui de afaceri din Bulgaria, Vasil Boșcov, recunoscut ca unul dintre liderii mafiei Bulgaria. Atunci, în 2021, PAS-ul lupta cu loterie națională, ca una dintre schemele lui Plahotniuc. Astăzi deja s-au împrietenit. Și tot în acest context, recent aflăm că firma care se ocupă cu schimbul de numere între operatorii mobili, încă din perioada în care Plahotniuc era la putere, continuă să câștige milioane de euro și acum. Ba mai mult, va continua să câștige pentru că contractul a fost prelungit încă pentru 10 ani. Nu vi se pare că toate schemele lui Plahotniuc continuă să funcționeze și că el continuă să se simte foarte bine? Cum credeți? De ce Maia Sandu a vorbit atât de mult despre scheme, dar când PAS a venit la putere, nicio schemă nu a fost dezvăluită? Apropo, niciun fost director la vreunei întreprinderi de stat, în jurul care existau scheme, nu a fost tras la răspundere. Dar să nu disperăm, stimați prieteni, deoarece oficial totul este bine. Citim ultima mare noutate de la ministrul economiei Dumitru Alaiba, care atunci când nu pozează prin ploaie, mai scrie câte ceva ce crede numai el. Așadar, poftiți! Inflația a scăzut, investițiile private sunt în creștere, practic toate sectoarele economiei arată o revenire, ratele bancare au scăzut vizibil, oamenii și antreprenorii au acces la credite ieftine pentru a-și finanța necesitățile fie de investiții, fie curente. Atât companii locale, cât și investitorii străini manifestă un apetit de a investi vizibil mai mare decât doar un an în urmă. Acestea sunt doar câteva semne ale recuperării economice. Lucrăm în continuare, zice ministrul. Noi nu știm și nu înțelegem despre ce vorbește domnia sa, vorbiți cu orice om de afaceri din țară ca să vă confirme. De asta nu ne rămâne decât să rugăm pe ministra sănătății Alla Nemirenko să intervină de urgență și să ia măsuri. Простите, а вы не псих? Нет, у меня и справка есть. Артист. Хороший артист. Я всегда говорил, настоящий жулик, как правило, хороший артист.